Voi, de exemplu, când vă alegeți lenjeria intimă, vă gândiți la material sau la stilul de lenjerie? Crede-mă, toate femeile se gândesc la cum arată. Lenjeria trebuie să fie funcțională, ea trebuie să ne protejeze. De exemplu, tipul ăsta de lenjerie l-aș evita, pentru că forma acestui kilot tip tanga îl face pasibil ca el să se miște. Partea asta de aici se mișcă, sus, jos, sus, jos. Și ce se întâmplă dacă ceea ce se poate întâmpla este ca bacteriile din spate, din zona anală, prin frecarea asta continuă să vină în față. Și practic asta ne predispune la infecții de tract urinar. Și cu dantela ce ai avut? Din mișcare, dacă ea se mișcă, poate să se irite. Zona asta inghinală este foarte sensibilă. Și atunci mișcarea asta poate să aducă iar la iritații și la creșterea altor bacterii, fungi în zona respectivă.